Goluri multe și surprize în etapa 15-a campionatului județean Liga a 4-a Sălaj. 35 de goluri s-au marcat în cele 7 partide programate sâmbătă în campionatul județului Sălaj. Cele mai multe goluri, 10 la număr, s-au marcat la Gâlgău Almașului, unde echipa locală a făcut scor în fața echipei CS Crasna, grupare care în sezonul precedent a fost finalistă în faza județeană a Cupei României. Liga a 4-a Sălaj la fotbal a programat la finalul săptămânii trecute jocurile etapei cu numărul 15, a doua a returului de campionat. După un start de retur cu probleme, două rezultate din prima etapă a returului urmează a fi decise de către Comisia de Disciplină. În runda a doua a fost spectacol, publicul spectator având parte de multe goluri în partidele disputate la Gâlgău Almașului, Ban, Bocșa, Chiejd și chiar Halmăști. Cele mai multe goluri, 10 la număr, s-au marcat în partida dintre CS Dumbrava Gâlgău Almașului și CS Crasna, unde echipa gazdă nu a avut milă față de formația vizitatoare și a administrat un usturător 9-1. Fără milă față de adversari au fost și jucătorii echipei Unirea Mirșid. Chiar dacă au evoluat în deplasare, jucătorii echipei din Mirșid au marcat numai puțin de 7 goluri în poarta echipei Gloria Ban, grupare care nu a reușit să marcheze nici măcar golul de onoare în jocul disputat în propriul fief. O altă partidă cu multe goluri s-a disputat la Bocșa, unde Olimpic din localitate a fost învinsă cu 5-1 de lidera campionatului CS Barcăul Nușfalău. La Chiejd, în duelul dintre echipa locală și Silvania Cehu Silvaniei, gazdele au marcat de 4 ori în poarta echipei vizitatoare, iar la rândul lor, oaspeții au marcat un gol în poarta echipei gazdă. Surpriza etapei s-a produs la Halmăjd. Flacăra a ars Rapidul din Jibou cu un sec 4-0, un rezultat greu de digerat pentru o echipă cu pretenții la titlul de campioană județeană. Singura remiză a etapei s-a consemnat în duelul dintre Sportul Șimleu Silvaniei și Gloria Bobota, duel încheiat cu scorul de 1-1. Cea mai săracă partidă în goluri a avut loc la Hida, unde gruparea locală, CS Hida, s-a impus la limită, scor 1-0, în fața echipei Benfica Ileamda. Cu 11 etape înainte de finalul campionatului, lupta pentru titlul de campioană județeană rămâne deschisă și se dă între cel puțin 6 echipe: CS Barcăul Nușfalău, Unirea Mirșid, Rapid Jibou, CS Dumbrava Gâlgău Almașului, Flacăra Halmăjd și Silvania Cehu Silvaniei.